Pacea Domnului Iisus. Cred că avem mai multe motive să ne bucurăm decât să nu ne bucurăm, pentru că Împăratul nostru ne-a dat pacea, ne-a dat iertarea. Haideți să ne ridicăm în picioare în dimineața aceasta și să lăudăm pe Domnul cu cântarea. Cântarea spune: voi veni cu bucurie înaintea Domnului. Haideți să cântăm cu bucurie. Voi veni cu bucurie înaintea Domnului, voi veni cu bucurie în casa Lui. Această zi a Domnului vreți să ne bucurăm. Căci s-a îndurat de noi. Slăvit să fie Domnul! Și haidem să venim înaintea Lui, să-i mulțumim pentru că El este Domnul. Am să citesc câteva versete dintr-un psalm. Este des citit în mijlocul nostru, dar este de mare valoare și aș vrea să îl mai citesc. Psalmul 95 spune așa: veniți să cântăm cu veselie Domnului și să strigăm de bucurie către stânca mântuirii noastre. Să mergem înaintea Lui cu laude, să facem să răsune cântece în cinstea Lui, căci Domnul este un Dumnezeu mare, este un împărat mare, mai presus de toți dumnezeii. El ține în mână adâncimile pământului și vârfurile munților sunt ale Lui. A Lui este marea, El a făcut-o și mâinile Lui au întocmit uscatul. Veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. O, de a-ți asculta azi glasul Lui. Amin.
Nu că nu este de importanță cele ce urmează, dar le vom citi mai târziu. Și, dar totuși vreau să rămânem în atmosfera laudei ca să lăudăm pe Dumnezeul nostru pentru că El ne-a mântuit. Este cel mai mare lucru care a putut face El pentru noi. Când eram fără putere, L-a trimis pe Hristos să moară pentru noi, să ne scoată din păcat, să ne scoată la lumină, să ne scoată din pierzare și aș vrea să venim înaintea Lui, să-I mulțumim. Să-I mulțumim pentru că suntem împreună la părtășie și îi putem mulțumi pentru ce a făcut El pentru noi. Haideți să venim cu credință, să-I mulțumim Domnului pentru că și ne-a adunat pe toți la oaltă, să ne bucurăm, să-I putem mulțumi Lui, să avem părtășie unii cu alții și bucuria să fie deplină. Venim cu credință și mulțumim Domnului. Dumnezeul nostru atotputernic, în numele Lui Iisus, ne-am înfățișat în fața Ta, Doamne, și știm, Doamne, că Tu ești aici, Doamne. Tu ne-ai așteptat, Dumnezeul nostru, în locul acesta, Doamne. Tu ești cu noi în fiecare zi, Doamne. Și totuși, Doamne, împreună, la oaltă, vrem, Dumnezeul nostru, să-ți dăm slavă, că Tu ești sfânt. Tu ești Dumnezeul nostru minunat, aleluia, glorie Ție. Te chemăm, Doamne, să revești, Doamne, harul Tău peste ziua aceasta, peste orice slujbă care se va face. Dumnezeul nostru, ajută-ne ca din toată inima să Te lăudăm, să recunoaștem, Dumnezeul nostru, lucrul cel mai mare că L-ai făcut Tu pentru noi, Doamne. L-ai trimis pe Domnul Iisus să ne mântuiască, Doamne. Vrem să ne amintim de acest lucru, Dumnezeul nostru, în numele Lui Iisus, să lași o cercetare, Te rugăm, Dumnezeul nostru, peste fiecare inimă, Dumnezeul nostru, ca să nu facem cu ușurință lucrarea Ta. În numele Lui Iisus, Te rugăm, lasă har și binecuvântare, Doamne, noi să ne putem bucura, Doamne, de laudele aduse Ție, Dumnezeul nostru, în numele Lui Iisus, fii slăvit numele Tău. Amin. Ne vom ocupa locurile și vom aduce laude Domnului prin cântare și după aia va veni fratele și va aduce un demn la rugăciune. Veni o zi în care toți aleșii Domnului vor cânta un imn de slavă Mielului. Ziua aceea nu-i departe, pregătiți-vă acum, nu uitați că ziua aceea e pentru.
Frați și surori, se cade să mulțumim Domnului și să zicem să fie binecuvântat numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt. Așa după cum știm și simțim că și Dumnezeu este aici, atâta timp cât cuvântul Lui este în fața noastră și stăm în jurul cuvântului Său, Dumnezeu este aici. La început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul, fraților. Binecuvântăm numele Său. Pentru că în vremurile din urmă s-a îndurat și a vrut și noi, pe noi să ne cuprindă în numărul poporului Său. Pentru că de la început Dumnezeu și-a ales o împărăție și a vrut să o aleagă din seminția lui Avram, pe care l-a numit prieten, prietenul lui. Fraților, astăzi noi suntem copii ai Domnului, doar prieteni, fapt pentru care se cade să-i mulțumim. Noi știm că Israel l-a cunoscut pe Domnul și apoi și-a întors fața de la el. Dumnezeu i-a lăsat să cadă în robie. Până în vremuri când Dumnezeu arată un vis regelui din Babilon pe care îl tâlcuiește Daniel, un fiu al lui Israel, și Dumnezeu îi face de cunoscut că această împărăție se va întinde până la marginile pământului și a ajuns la noi în ziua de astăzi, fapt pentru care îi mulțumim Domnului. Binecuvântăm numele Său și lăudăm pentru că aceasta este partea noastră. Noi venim, fraților, la adunare de multe ori cu necazuri, cu probleme, dar mai presus de toate să ne bucurăm în necazuri și în probleme și să-i mulțumim, pentru că aceasta este scopul, să-L slăvim pe Dumnezeu, să-L lăudăm pentru tot ce a făcut pentru noi, pentru mântuirea pe care ne-a dat-o prin jertfa Domnului Iisus. Se cade pentru că El nu ne lasă ori și cum, în ori și ce împrejurare, în orice stare ne-am găsi. Dacă cugetăm la voia și la legea Lui, El este acel, chiar dacă suntem lăsați pentru o perioadă mai jos, mai căzuți, ne dă posibilitatea și șansa să ne ridicăm. Pentru aceasta îi mulțumim și slăvim. Voi citi câteva cuvinte doar din Isaia, din capitolul 46, după care ne vom duce pe genunchi și vom mulțumi Domnului, vom slăvi și vom lăuda pentru că merită El aceasta. Cuvântul zice așa: ascultați-mă, casa lui Iacov și toată rămășița casei lui Israel, voi pe care v-am luat în spinare de la obârșia voastră, pe care v-am purtat pe umăr de la nașterea voastră, până la bătrânețea voastră, eu voi fi același, până la căruntețele voastre vă voi sprijini, v-am purtat și tot vreau să vă mai port și să vă mai sprijinesc și să vă mântuiesc. Binecuvântat să fie numele Domnului. Fraților, în puterea acestor cuvinte, nădăjduind că Dumnezeu este acel ce ne poartă, că nu noi prin iscusința noastră, nu noi prin vitejia noastră,
prin înțelepciunea noastră, prin mila și harul Său, suntem ceea ce suntem. Ne vom duce înaintea Domnului și ne vom ruga și vom mulțumi și vom slăvi numele Său. Amin. Vom cânta în concotare spre slava Domnului și apoi fratele va veni cu un alt îndemn la rugăciune și rog ca Domnul să ne întărească, să ne lasă harul Lui și cercetarea Lui peste noi și bucuria Lui cea sfântă și pacea Lui să locuiască peste inimile noastre, ca noi să plecăm de aici, din casa Domnului, schimbați, bucuroși și să putem spune și la alții cât de bun este Dumnezeul nostru. Amin. Să ne elibereze de blestem
și păcat. Lăsați pe pământ fericirea, dragostea și unirea ce Iisus ne-a Domnului. Cât de măreț este Dumnezeul nostru când de-a lungul viacurilor poeți, cântăreți, toți au compus și l-au slăvit pe El. Se cuvine ca să lăsăm ca Duhul Sfânt să lucreze. Pentru aceasta ne rugăm ca și Dumnezeu să ne pregătească, să-și pregătească vasele de lucru, dacă are, să ne spună prin viu grai, primim, căci primim de la Tatăl nostru, mărit să-i fie numele Său. Iubiți frați și surori, tineri, în ziua de astăzi, viața noastră este atât de pereclitată de atâtea lucruri, vești triste, vești care nu îmbucură pe oameni, dar înaintea lui Dumnezeu sunt după planul Său. Îmi spune un vecin, pentru că am auzit și noi de la copiii noștri, ați auzit și dumneavoastră, poate că cu câtva timp, cu vreo lună în urmă, sau ca și cum între noi sunt astăzi frați care sunt șoferi, care merg în curse. În Arizona a venit un tânăr acasă de 38 de ani la familie, avea două fetițe și soția lui. A venit acasă, bucuros, cu fața senină și zice, după ce s-au învârtit prin casă, au ieșit în curte, au ieșit la stradă și vede pe vecina lui. Și o întreabă unde e cutare, numele lui era american aceștia, el era veterinar, zice. Și zice, e aici cu niște oameni, undeva s-a dus să facă ceva, dar tot îl sun la telefon și nu răspunde, zice. Și zice, el se duce, se uită prin curte, ăsta fiind, mă rog, veterinar, avea jos în pivniță, în beci, în basement, cum zicem noi, niște furaje stocate acolo. Și el s-a dus și a adus vreo 4 oameni ca să, sau 3 cât vor fi fost, ca să-l ajute să scoată de acolo afară și ăsta. Și ăsta tot strigă, credinciosul băiatul ăsta, și zice, nu răspunde, sună la telefon, telefonul sună, dar nu răspunde. Își dă seama și se dă și coboară spre basement și era un, așa un hallway de unde era de mers. Atât a reușit să-i vadă acolo pe toți 3 sau 4 câți au fost morți, jos, și el s-a intoxicat de gazele care au fost acolo, a ieșit afară, a sunat 911, a căzut jos și a murit, fraților. Soția lui spune, sasa lui așa a fost de senină când a venit, atât de bucuros a fost. Și uitați-vă, căci nu suntem noi stăpâni pe viața noastră, clipa următoare nu știm a cui este. Dar important este să cugetăm la voia și la legea Domnului și să ne gândim, pentru că timpurile sunt pe sfârșite, viața este atât de scurtă că nu poți să o descrii sau nu poți să-ți faci planuri, să vei face și cu tare și cu tare lucru conform cuvântului lui Dumnezeu. Nu, planurile sunt ale lui Dumnezeu. Și dacă El vrea să ne ia acasă, să fim pregătiți pentru momentul acesta, este o tragedie pentru cei ce rămân, este asta, dar pentru cei ce se duc și sunt împăcați cu Domnul, Dumnezeu se bucură și cerul întreg se bucură de ei. Voi încerca să citesc câteva cuvinte din Mica, după care ne vom duce iarăși pe genunchi și ne vom ruga Domnului și vom mulțumi pentru toate. Zice cuvântul în Mica, în capitolul 6, cu versetul 6, cu ce voi întâmpina pe Domnul și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui prea înalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Și mai departe, versetul 8 zice, ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila, să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Pentru toate acestea, să-i mulțumim Domnului și să cugetăm la aceste cuvinte, ce altceva dorește Domnul decât atât să venim cu o inimă smerită, cu o inimă plină, cu cutremur înaintea lui Dumnezeu,
să-i mulțumim și să ne bucurăm de tot ceea ce a făcut El pentru noi. Fraților, ne vom duce din nou pe genunchi și ne vom ruga și vom cere ca Domnul să-și reverse harul Său, pentru că harul Său este îndeajuns, dar nu suntem noi pregătiți pentru ca să-L primim. Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne transforme și să putem să-mi simți puterea Sa și harul Său între noi prin Duhul Sfânt. Amin. Vom lauda pe Domnul mai cu o cântare și apoi vom veni mai într-o rugăciune care o numim noi de cauze și Domnul să ne binecuvânteze, să ne întărească pe fiecare. Amin. Dacă stai sub o
cădea cu ochii privește să vezi răsplătirea acelui rău, doar harul său te va salva. Slăvit să fie Domnul! Este minunat, Domnul, este minunat pentru lucrările Lui care le face pentru noi, este minunat pentru lucrările Lui care le-a făcut pentru noi, pentru căci dacă în planul Lui de mântuire nu ne privea și pe noi, nu eram aici strâns la oaltă, nu aveam pacea pe care mi-o dă în fiecare zi nouă, poporul Lui, spune Psalmul 95, care l-am citit, căci veniți să ne închinăm și să ne smerim, să ne plecăm genunchiul înaintea Domnului, Făcătorului nostru, căci El este Dumnezeul nostru și noi suntem poporul pășunii Lui, turma pe care o povățuiește mâna Lui. Slăvit să fie Domnul! Este minunat să știi că ești al Lui Dumnezeu, să știi că ești în poporul Lui Dumnezeu. Și totuși Dumnezeu ne-a dat, când încerc să merg pe altă latură, când, fraților, când ați venit la Domnul prima dată și v-ați recunoscut păcatele, ce ați simțit atunci? Știți că iertarea vine prin credință, dar noi și simțim iertarea pe care o lasă Dumnezeu. Inima noastră simte pace, inima noastră simte bucurie, inima noastră simte extaz. Nu știi ce să spui, căci Dumnezeu ți-a iertat păcatele, pentru că ești liber. Și am spus că citim următoarele versete din Psalmul 95. Spune: O, de ați asculta azi glasul Lui, nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ospitit și m-au încercat, măcar că văzuse lucrările mele. 40 de ani m-au scârbit de neamul acesta și am zis: este un popor cu inima rătăcită și nu cunosc căile mele. De aceea am jurat în mânia mea, nu vor intra în odihna mea. Spune Apostolul Pavel despre bunătatea lui Dumnezeu în Romani, capitolul 5. Nu, în Romani, capitolul 2. Și spune: și crezi tu, omule, care judeci pe cei ce săvârșesc astfel de lucruri și pe care le faci și tu, că vei spune de niște lucruri rele de sus, care n-am să le citesc, e scurt timpul, că vei scăpa de judecata lui Dumnezeu, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduințe și îndelunge Lui răbdări? Nu vezi că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Știți care e bunătatea lui Dumnezeu? Că noi vedem toată ziua, vedem bunătatea lui Dumnezeu. Vedem bunătatea lui Dumnezeu, câteodată te ferește de la un accident la câteva zecimi de secunde și îți dai seama, wow, ce bun suporta Dumnezeu cu mine, nu mi-a îngăduit, când putem să nu mai fiu. Sau în altă privință, dar știți că bunătatea lui Dumnezeu este pentru starea sufletului nostru, în primul rând, să ne mântuiască, și spune bunătatea Lui, ce face? Ne îndeamnă la pocăință. Dar se întâmplă un lucru între mulți, și cu păreri de rău, îmi pare rău, pentru căci spune acolo și evrei, am să citesc și versetele astea: dar cumpetrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți adună o comoară de mânie pentru ziua mâniei și arătări drepte judecăți a lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru bun, extraordinar de bun, mai bun ca Dumnezeul nostru nu există. Și Dumnezeul nostru bun are o zi a răzbunării și noi putem aduna mânie pentru ziua răzbunării a lui Dumnezeu. Citesc în Evrei. Și spun de ce am pus așa un îndemn la o rugăciune de cauză.
Spune, de aceea, cum zice Duhul Sfânt, astăzi, dacă auziți glasul Lui, nu vă împietriți inimile ca în ziua răzvrătirii, ca în ziua ispitirii în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit și m-au pus la încercare și au văzut lucrările mele 40 de ani. De ce m-am dezgustat de neamul acesta și am zis, ei totdeauna se rătăcesc în inima lor, n-au cunoscut căile mele, am jurat, dar în mânia mea, că nu vor intra în odihna mea. Și spune apostolul, sau cine, autorul cărții Evrei, luați seama, dar fraților, ca niciunul dintre voi să n-aibă o inimă rea și necredincioasă, care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții, asta ce încerc să fac și eu acum, să ne îndemnăm unii pe alții, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca niciunul din voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Știți care e împietrirea inimii? Când Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință și spune, pune capăt păcatelor tale. Și tu mâine, azi, mâine, la cină cere iertare la Dumnezeu, Doamne, iartă-mă că pot să iau cina, dar după aia iar te adâncești în păcatele tale de care ești robit. Și știți că bunătatea asta nu se continuă veșnic, fraților. Este o vreme care se dă omului, câtă vreme se zice astăzi. Și vremea aceea, dacă a trecut, omul nu mai vrea să se pocăiască. N-a să mai simte sursurul cel blând și subțire care să-l mai îndemne la pocăință. Și pur și simplu n-are să vrea. Și ajunge ca să-și cheme mânia lui Dumnezeu asupra lui. Am vrea să venim într-o rugăciune de cauză, dar știți că cea mai mare problemă a cauzelor este boala sufletească prin păcat. Mulți sunt bolnavi de păcat. Păcatul e cea mai grea boală și am vrea să ne rugăm pentru cei ce nu vor, pentru cei ce se împetresc, pentru cei ce amână. Am vrea să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne facă poporul și lui și turma pășunii lui. Fraților, că când ne rugăm Domnul să simțim că avem iertarea păcatelor, fraților, dacă nu o simțim, trebuie discutat cu cineva, dacă vă interesează mântuirea sufletului vostru, trebuie vorbit cu cineva. Spus, frate, soră, eu nu sunt iertarea Domnului, eu vreau să sunt iertarea Domnului. Știți că vine vrăjmașul de multe ori și ne aduce că tu nu ești iertat, dar știți că iertarea se simte. Dacă nu simți iertarea, înseamnă că nu ești iertat. Iertarea lui Dumnezeu este pace, este o pace cerească. Am vrea ca noi să avem acea siguranță mântuirii. Am vrea să ne rugăm unii pentru alții în privința aceasta și să ne rugăm pentru cei care suferă în jurul nostru. Și am să mai spun cu durere, noi suntem tare închiși când e vorba să spunem necazul nostru și avem pricina noastră, avem durerile noastre, pentru că uneori în loc să ne ajute cei din jurul nostru, ne începe a cleveti și ne începem a închide. Dar spune acolo, mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Fraților, dacă găsești o inimă sinceră care să plângă împreună cu cel ce plânge, știți că rugăciunea e ascultată, zice, dacă doi sau trei se vor învoi să ceară un lucru, le va fi dat. Să nu vă fie rușine, dacă aveți chiar nevoie ca Dumnezeu să vă ajute într-o cauză, să o spunem din toată inima, unul dacă se vă găsi sincer. Dumnezeu să asculte rugăciunea, să credem, fraților, pentru că de multe ori ne închidem, nu putem să ne deschidem din pricină că suntem vorbiți. Îmi spune cazul meu și în loc să mă ajute, mă clevetește. Și mă doare și nu spun la frați, la surori, dar nu asta ar trebui să ne intereseze. Ar trebui să ne intereseze, vrem să scăpăm de problema noastră, vrem rezolvare, hai să simțim unii cu alții, să ne doară de problema altora, ca să împlinim cuvântul, plângeți cu cei ce plâng și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea noastră, dar mai întâi și mai întâi de toate, haideți să ne rugăm pentru cei care
și întorc spatele la Dumnezeu. Și întorc spatele și ne socotesc bunătatea Domnului, ne socotesc chemarea Domnului și continuă și continuă în păcatele lor. Dumnezeu să aibă milă, să îndure, pentru că bunătatea asta lui Dumnezeu, care este mare, are un capăt pentru fiecare. Și știți cum? Dumnezeu ar vrea să te salveze, dar ajunge cât omul singur se împietrește prin înșelăciunea păcatelor și el singur nu vrea după aia. Pur și simplu nu vrea și Dumnezeu cu deasila nu bagă pe nimeni în rai. Omul singur se poate rupe de la pomul vieții și Dumnezeu să ne ajute să ne trezim la timp. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Să venim într-o rugăciune sinceră înaintea Domnului. Să ne rugăm pentru cei care nu vor. Sunt persoane care nu vor încă, ei încă mai au timp. Dacă știm așa persoane sau dacă nu știm, să ne rugăm, Doamne, dacă sunt așa persoane, Doamne, adu-i la mântuire, păi să înțeleagă voia Ta. Noi vrem ca să fim o biserică vie, vrem să ne bucurăm cu toții împreună, vrem să simțim cu toți împreună și vrem cel mai mare lucru, vedeți cât suntem. Toți să fim acolo în Împărăția Cerului, să nu se piardă niciunul dintre noi. Dumnezeu să ne ajute să fim. Și dacă totuși sunt necazuri care vreți să le împărtășiți cu frații, hai să nu tăcem, să le spunem. Și Dumnezeu să asculte rugăciunea fiecăruia, dacă frații au ceva să spună, o mulțumire Domnului sau o dorință, să o ducă în fața poporului. Slăviți să fie Domnul! Amin! Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Credem că avem toți mulțumiri Domnului! Slăviți să fie Domnul, căci Dumnezeul nostru este viu! Aleluia! Amin, amin, amin. Domnul să fie cu ei în tot. Amin. Din partea surorilor, amin, Domnul să aibă milă să îndure. Domnul să fie slăvit. Domnul să aibă milă, să îndure. Venim înaintea Domnului, așa cum suntem, cu inimile plecate înaintea Lui și rugăm pe Dumnezeu să lasă îndurare peste toate dorințele noastre și, cum am spus, peste cei care amână. Să ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să le deschidă inima, să le deschidă inima și ei însuși să deschidă inima către Dumnezeu, să fim niște credincioși cum voiește El. Amin. Aleluia, Părintele nostru, Doamne, noi suntem Dumnezeul nostru, cum ne vezi Tu, Doamne, n-am vrea să ne dăm drept alții, Doamne. La mila și îndurarea Ta apelăm, Iisus, ascultă, Doamne, rugăciunile poporului Tău, Doamne, și mântuiește Dumnezeul nostru pe fiecare, Doamne. Ai milă, Dumnezeul nostru, din inimă și iartă Tu, Dumnezeul nostru. Tu ești un Dumnezeu minunat, Dumnezeul nostru, Tatăl din cerul. Ne-ai mântuit, Dumnezeul nostru, din păcatele noastre, Dumnezeul nostru, slăvit să fie numele Tău, Părinte Ceresc. Îndură-te, Dumnezeul nostru, de cei ce-și întorc spatele de la bunătatea Ta, Doamne.
Adu-Tu, Dumnezeul nostru, o cercetare, Dumnezeul nostru, și fă Dumnezeul nostru să întoarcă din păcatele lor, Doamne. Îndură-Te numele lui Iisus, Tată din cerul. Am vrea să nu se piardă niciunul, Doamne. Îndură-Te, Dumnezeul nostru, și vindecă Tu, Doamne, orice boală, Dumnezeul nostru, sufletească, Dumnezeul nostru, sau firească, Dumnezeul nostru, vindecă Tu, Dumnezeul nostru, orice boală, Dumnezeul nostru, este greu în durere, Doamne, știu, Doamne, Dumnezeul nostru, este greu, Dumnezeul nostru, depresia, Dumnezeul nostru, atacat pe mulți, Doamne. Te rugăm să ai milă, Dumnezeul nostru, să mângâi sufletele întristate, Dumnezeul nostru. Ascultă din cerul, Dumnezeul nostru, că te chemăm cu credință, Doamne. Te rugăm, Dumnezeul nostru, arată-ți puterea Ta peste poporul Tău, Dumnezeul nostru, că știm că ești un Dumnezeu viu, Doamne. Vrem, Doamne, Dumnezeul nostru, pacea de la Tine, Dumnezeul nostru, în numele lui Iisus, Tată din ceruri. Vrem, Dumnezeul nostru, să ne iubim unii pe alții din toată inima, Dumnezeul nostru. Îndură-Te, Doamne. Vrem, Dumnezeul nostru, ca Tu să ne bucuri, Doamne, în continuare, că Tu o poți face, Doamne, ca un tată bun, slăvit să fie numele Tău. Îndură-Te, Te rugăm, Doamne, de toți cei ce călătoresc, Doamne, fii cu ei, Doamne, în călătorie. Știm, Doamne, Dumnezeul nostru, că ocrotirea Ta este peste noi, Doamne. Vrem ca voia Ta, Doamne, să facă în toate lucrurile din viața noastră, Doamne, să o putem accepta, Doamne, cum o lași Tu, Dumnezeul nostru. Ar Te rog în numele lui Iisus să nimicești orice plan al celui rău, Doamne, să rupi orice lanță vrăjmașului, Dumnezeul nostru, să aduci Tu liberare, iertare, Doamne, și pacea Ta peste fiecare inimă. În numele lui Iisus îți mulțumim, Doamne, fii slăvit numele Tău în vecii vecilor. Amin. Vă rog să ocupați locurile și vom cânta o cântare Domnului în timpul care frații vor trece la slujbă. Ține-mă pe veste, pe stăpâni.
Slăvit să fie Domnul! Ni s-a mai dat o zi de binecuvântare pentru noi fiecare, unde putem să ne cercetăm, unde putem să stăm de vorbă cu Domnul și Domnul stă de vorbă cu noi. Slăvit să fie Domnul! M-am gândit la așa și spunea fratele Aurel, că pe noi ne urmăresc, chiar de acolo. Dar vreau să vă spun că mai întâi ne urmărește cerul. Amintit frate Aurel un cuvânt, chiar și portul nostru este urmărit. Cum suntem îmbrăcați, ce facem? Hai să fim așa ca în fața Domnului. Mi s-a pus pe inimă, stând pe bancă acolo, să citesc câteva cuvinte din Luca, capitolul 10, începând cu versetul 25. Un învățător al legii s-a sculat să ispitească pe Iisus și i-a zis: Învățătorule, ce să fac ca să moștenez viața veșnică? Iisus a zis: Ce este scris în lege? Cum citești în ea? El a răspuns: să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. Bine ai răspuns, i-a spus Iisus, fă așa și vei avea viață veșnică. Dar el, care voia să se îndreptățească, a zis lui Iisus: cine este aproapele meu? Și în continuare Domnul vorbește despre cel din Ierusalim ce se pogorea la Ierihon. Hai să venim în fața Domnului în rugăciune, să rugăm ca Domnul să binecuvinteze cuvântul, să binecuvinteze corurile, pe cei ce vor recita poezii, să-i dea un cuvânt și lui Mike și să ne ajute Domnul să-L simțim la masă aici și că este între noi. Ne rugăm, Domnul. Stăpâne, Doamne, care ești prezent în mijlocul nostru, ne-am apropiat ca cei mai mici și slabi. Trecem prin valea plângerii, Doamne, prin diferite încercări și acum te rog frumos să te uiți cu milă la noi. Tu aici vei găsi inimi rănite, inimi zdrobite. Vei găsi suflete care plâng. Și am vrea să plângem împreună. Te rog frumos să binecuvintezi slujba de azi. Fiecare să te simțească pe tine, că Tu ești Dumnezeu. Te rog să binecuvintești și banul nostru pe care îl vom pune, Doamne. Vrem să facem toate lucrarea în numele Tău și pentru slava Ta cea mare. Amin. Să ocupăm locurile în timpul unei cântări, se va strânge colecta și vom anunța în continuare. Tu schimbi primești,
decursul săptămânii acestei, diferiți frați, surori au trecut prin încercări, unii au fost salvați de accidente, alții au fost salvați de boli incurabile, alții au simțit mâna Domnului în căminul lor, slăvit să fie Domnul, de aceea merită Domnul să fie lăudat. Călătoream cu sora Lidia pe Stark și fără să ne dăm seama, din dreapta noastră a apărut dintr-o ulță o mașină înaintea noastră. Și mulțumesc Domnului că am rămas neatinși, sănătoși și vreau să laud pe Dumnezeu nostru. Știți că de multe ori mergi pe drum și nu știi ce poate apărea din dreapta sau din stânga, dar este unul care știe, Domnul nostru, slăvit să fie El. În continuare, corul bărbătesc laudă pe Domnul cu o cântare, apoi sora Aliona va recita o poezie spre slava Domnului, corul bisericii și Mike va avea un mesaj în mijlocul nostru, Domnul să-l binecuvinteze. Ce-i inima ta?
Sunt oameni mulți în lumea asta ce stăruiesc în greu păcat. Ucid și înjur, sunt răi la suflet. Și totuși, de-i întreba să-ți spună care-le credință, ei îți răspund ușor, senin, pe-un ton de superioritate, firește că suntem creștini. Ehei, de-ar ști sărmanii oameni cât se înșală de amar, că nu-s creștini cum nu e gâsca, un struț sau lebădă măcar. La ei e totul vorbă goală, credință însă n-au un pic, de rostul jertfei de pe cruce ei n-au habar, nu știu nimic. Te vrei să știi dacă ești vrednic să te numești al lui Hristos? Atunci încearcă de răspunde cu nu la cele de mai jos. Ți-e greu să rabzi în sărăcie, doar ca dreptății să-i slujești, când ai putea servi minciuna ca alții să te îmbogățești. Ți-e greu să-l ierți pe unul care te-a umilit sau ți-a greșit, sau când te simți un om de seamă, să nu te îngânfi, să fii smerit. Ți-e greu să rabzi o nedreptate, o pagubă sau un afront, o palmă fără să te superi, fără să întorci măcar un ghiont? Ți-e greu să ocolești iubirea în care când o întâlnești, doar ca să asculți pe Domnul care a spus cândva să nu poftești? Ți-e greu să-ți iubești vrăjmașul, să nu învidiezi pe cel bogat, să dai săracului în lipsă și atunci când ești înstrâmtorat? Ți-e greu în mijlocul durerii, în inimă, când ai un spin, să cânti spre cer un imn de slavă? Ți-e greu? Atunci nu ești creștin. Iar când în viața ta predată din sfântul nume faci un crez și nu un titlu pe hârtie înscris cândva la un botez, când porți mereu în amintire jertfirea lui adâncui chin, atunci le faci ușor pe toate și ai dreptul să te chemi creștin. Că nu-i destul să spui din gură, ducând o viață de păgân, purtarea ta doar ea ne spune în viață cine ți-e stăpân. Dacă Iisus ți-e stăpânul, fii bun și blând, ca El smerit, gonește ura și trufia ce până acum te-au stăpânit. Căci dacă înjuri, ești rău, porți ură, zădarnic porți numele Său. Iisus de tine se dezice, Satana e stăpânul tău. Degeaba vrei cu acte scrise să dovedești că ești creștin. De-ai fi creștin, ți-ai pune viața în slujba Fiului Divin. Ai merge tot pe aceeași cale, ai împlini al Său cuvânt. N-ai duce o viață atât de tristă, n-ai pângări numele Sfânt. A fi creștin nu-i o hârtie, un nume moștenit cândva, ce titlu sfânt și nobil, plătit cu însăși viața sa, plătit cu lacrimi multe, grele, cu renunțare, sânge, chin, cum a plătit Iisus odată. Faci astfel, te numești creștin.
Scumpi frați și surori, haideți să zicem cu toții ca binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. V-ați rugat frumos să ne ridicăm pe picioare, vom da ascultare la cuvântul lui Dumnezeu, alături de ceea ce a fost citit din Evanghelia după Matei, capitolul 26. Vom citi primele două versete, apoi vom trece la versetul 26 la 30 inclusiv. Evanghelia după Matei, capitolul 26, vor fi citite versetul 1 și 2 și apoi versetul 26 la versetele 30. Cuvântul Domnului aici ne vorbește în felul următor. După ce a isprăvit Iisus toată cuvântarea aceea, a zis ucenicilor săi: știți că după două zile va fi Paștele și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Versetul 26 în jos. Pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat zicând: beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului cel nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Vă spun că de acum încolo nu-l voi mai bea din acest rod al viței până în ziua când îl voi bea cu voi nou în împărăția Tatălui meu. După ce au cântat cântarea, au ieșit în muntele măslinilor. Amin. Să spunem cu toții: vorbește-ne, Doamne, căci robii tăi ascultă. Vă rog să ocupați locurile. Suntem prin ajutorul lui Dumnezeu. Vom intra în foarte scurt timp în a 10-a lună dintre acestui an. Suntem la sfârșitul lunii a 9-a și vom sta din nou la masa Domnului. Ne vom apropia din nou de Paștele instituit de Hristos. Și aș dori să medităm puțin la cuvântul lui Dumnezeu și să mergem în Scriptură și la Paștele cel vechi, care a fost prăznuit chiar într-acea zi, când Iisus s-a adunat cu ucenicii să-l prăznuiască, și vom putea pune față în față timpul din Vechiul Legământ și timpul din Noul Legământ și să privim la noi în unde suntem și să ne apropiem de crucea lui Hristos și să putem sta la masă cu trupul și sângele Lui. Vedem în versetul 1 și 2 aici, Domnul Iisus ne spune: căci știți că după două zile va fi Paștele, și le amintește că Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Ei erau în timpul Paștelui vechi, a ieșirii lor din Egipt, când sărbătoreau ieșirea lor din Egipt și plecarea sau eliberarea lor de sub robia egipteană. Paștele are câteva aspecte în sine însuși. În Vechiul Legământ, care este scris în Exod, capitolul 12, așezarea Paștelor, atunci când poporul evreu a fost scos cu tot ce avea el din țara Egiptului și a fost această poruncă dată ca acest Paște să fie cu strictețe ținut și să fie sărbătorit în fiecare an ca aducere aminte acestui timp de apăsare, de asuprire,
ca aducerea aminte de unde le-a scos Dumnezeu. Paștele în sine mai înseamnă eliberare de sub robie sau iertarea păcatele lor de mai înainte cu care le-a adus să fie apăsați sau puși sub această robie. Paștele era instituit de Dumnezeu și era alcătuit dintr-un mel care trebuia să fie junghiat, trebuia să fie mâncat împreună cu azim, cu verdețuri amare. Și în timpul acestui Paște, fiecare casă a poporului evreu trebuia să ia din sângele melului care era pus pentru Paște, să ungă ușorii sau stâlpii ușii și pragul de sus al casei. Un alt aspect al Paștelor erau ca urgia lui Dumnezeu să treacă pe alături și să nu intre în casele evreilor. Paștele era sărbătorit ca eliberarea poporului Israel, ca aducerea aminte unde au fost și ca urgia lui Dumnezeu să treacă pe alături și să nu intre în casa lor. Acest Paște pe care îl sărbătoreau cu Domnul Iisus atunci, Domnul Iisus le-a spus că acesta a fost legământul vechi și astăzi eu institui sau formez legământul nou. Și spune în versetul 2, și Fiul omului va fi dat ca să fie răstignit. Fiul lui Dumnezeu a fost răstignit sau a suferit, a pătimit în timpul pregătirii Paștelui pe care ei îl sărbătoreau vechi. Și împrăznuirea Paștelui a fost învierea lui glorioasă. Paștele în sine purta acest legământ al lui Dumnezeu cu poporul lui Israel vechi. Și îl vedem pe Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:7, ne spune că Iisus este Paștele nostru. Iisus este aducerea aminte de starea unde am fost. Iisus este legământul cel nou, făcut în însuși trupul Lui, în sângele Lui. Iisus este iertarea sau eliberarea de sub cotropirea păcatului care ne-a adus sub această osândă. Și Iisus este sângele care trebuie să fie pus pe ușorii ușii inimii noastre și a pragului de sus, ca urgia lui Dumnezeu să treacă pe alături. Ca urgia lui Dumnezeu să nu intre în casele noastre, să nu intre în familiile noastre, să nu fie dezlănțuită în casele noastre urgia lui Dumnezeu. Și vom privi la urgiile care au fost în poporul egiptean, urgia lui Dumnezeu, cele 10 urgii care s-au dezlănțuit a lui Dumnezeu asupra poporului egiptean. Și urgia lui Dumnezeu sau mânia lui Dumnezeu care a căzut asupra lui Iisus, care trebuia să cadă asupra mea și asupra ta. Și unde Iisus a luat din plin paharul urgiei lui Dumnezeu și l-a băut pentru tine și pentru mine, dragul meu, ca urgia lui Dumnezeu să treacă pe alături, ca când îngerul nimicitor va trece sau trece, să dezlănțuie mânia și urgia lui Dumnezeu pentru fără de legile și păcatele
întregii omeniri. Când va vedea sângele mielului pe ușorii inimii tale și pe stâlpul de sus să treacă pe alături. Suntem chemați să prăznuim acest Paște Cristic astăzi. Și aș dori ca cu toții să avem parte la această cină sau la acest Paște, la acest legământ nou. Și urgia lui Dumnezeu să nu fie dezlănțuită în familiile noastre, ci să treacă pe alături. Privim la urgia, la prima urgia lui Dumnezeu, care s-a dezlănțuit asupra lui Iisus, sub care povară eram eu și tu. Și însuși Dumnezeu a luat-o asupra Lui. Și dacă Paștele din vechime le-a spus Dumnezeu că era Paștele Domnului și trebuia să fie sărbătorit cu strictețe, știți ce ne scrie Apostolul Pavel în 1 Corinteni 5:7? Că Iisus este Paștele nostru. Dumnezeu însuși s-a pus pentru noi. Și prima urgie o vedem în capitolul 26 cu versetul 37, care s-a dezlănțuit asupra lui Iisus. Era când a început să se întristeze și să se mâhânească Iisus în sine, când a privit ceea ce l-a păsat sau ceea ce l-a aștepta pe el. Atunci când a văzut mânia lui Dumnezeu că se dezlănțuie, lăuntrul lui a fost cuprins de această întristare de moarte. Din versetul 37 din capitolul 26 Matei, unde Iisus a pășit și a luat această urgie asupra lui și a recunoscut povara sau greutatea păcatului care trebuia plătit. Și a luat-o cu bunăvoie și a zis: Tată, dacă este voia ta să-l beau, facu-se voia ta, nu voia mea. Dacă nu este cu putință să treacă peste mine sau de la mine paharul acesta, totuși facă-se voia ta, nu voia mea. Această urgie pe care a apăsat-o Dumnezeu asupra lui, eram pus eu sub ea și tu. Pentru că plata păcatului meu și al tău era moartea. Și într-o altă parte, cuvântul lui Dumnezeu spune: nu există în omenire cu niciun preț răscumpărarea păcatelor lor. Dar însuși Dumnezeu a intervenit și l-a luat asupra Lui. Și mă cheamă astăzi să-mi aduc aminte de ce a luat El asupra Lui și ce a păsat asupra mea. Unde eram eu și ce a făcut El pentru mine. Și spune să faceți lucrul acesta spre aducerea aminte la ceea ce am făcut eu. Și să veniți cu frică înaintea lui Dumnezeu. Să recunoaștem înaintea lui Dumnezeu și să-i mulțumim de unde ne-a scos Dumnezeu. A doilea urgie care s-a dezlănțuit asupra lui Iisus este scrisă într același capitol, versetul 67. Atunci l-au scuipat în față, l-au bătut cu pumnii și l-au pălmuit. Această urgie care din nou s-a dezlănțuit și sub care eram eu și tu, care trebuia să o plătesc, a luat-o Iisus asupra lui. Ca urgia lui Dumnezeu să treacă pe alături.
Pentru că orice păcat trebuie plătit cu moartea în trup. Dumnezeu l-a luat asupra lui și l-a plătit el. Știți cum l-a văzut Isaia privind prin prorocia lui Dumnezeu peste munții care s-au întâmplat în Isaia 53? Știți cum l-au văzut? Cum l-a văzut Isaia pe Iisus? Isaia 53, rog să citim. Cu versetul 3. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că era pedepsit, că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care a apăsat asupra noi și acum ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Glorificat să fie numele lui Dumnezeu. A treia urgie care a dezlănțuit-o Dumnezeu peste el, dacă 10 urgii au fost peste poporul lui Israel și după a 10-a urgie a fost eliberarea lor, Iisus a trecut cele 10 urgii aici ca să-ți facă răscumpărarea ta și a mea, dragul meu. A treia urgie o vedem în capitolul 27 cu versetul 2. După ce l-au legat, l-au dus și l-au dat în mâinile dregătorului Pilat. Și această urgie Dumnezeu a revărsat-o sau a dezlănțuit-o asupra lui prin dregătorul Pilat din pod, care și-a bătut joc de el și l-a disprețuit. Ceea ce trebuia să trec eu. Și tot după aceea bătjocură față de Pilat, a intrat într-o a patra urgie care s-a dezlănțuit asupra lui. Care este în versetul 26 din capitolul 27. Atunci Pilat l-a slobozit pe Baraba, iar pe Iisus, după ce a pus să-l bată cu nuielile, l-au dat în mâinile lor ca să fie răstignit. Aș dori să vorbesc un pic despre ceea ce a dezlănțuit asupra lui Iisus Dumnezeu prin mâinile lui Pilat. L-au pus să-l dezbrace, să... Când l-a dat în mâinile dregătorului, l-a pus să lege la acel stâlp de osândă și să fie biciuit, dragul meu. Sub acea povară eram eu și tu, care trebuia să plătesc pentru păcatul meu. Acea tortură groaznică care era pusă, a privit-o Dumnezeu în Vechiul Testament și a privit Dumnezeu chiar și în prezent și a văzut că această tortură romană este groaznică, este la culme, răstignirea. A privit asupra acestor torturi și a spus, acum este momentul să te duci și să fii răstignit. Nu torturile din ziurile de la azi, dragul meu. A privit Dumnezeu asupra omenirii și când a văzut că romanii au ajuns la cea mai groaznică tortură a omenirii, l-a trimis pe Fiul lui Dumnezeu, ca eu și tu să înțeleg ce înseamnă plata păcatului.
Această tortură a răstignirii era groaznică și era de nesuportat. Era oribilă. Mulți nu rezistau la această tortură și mureau doar la primele plăgi care se dezlănțuiau asupra lui. Ei treceau de viață sau își dădeau duhul. Pe Iisus l-au dezbrăcat, l-au legat la cel stâl și era biciuit pe spate de doi călăi romani. Cu acel bici pregătit bine și Iisus care îl știa, la care era format din acel mănunchi legat de cele straipuri de piele sau de piele legat cu fier la capete, ca când va lovi această urgie asupra acelui vinovat sau răstignit, să-i rupă din mădularele lui, să-i rupă din spinarea lui, chiar din mădularele lăuntrice, să le desfacă și el să ducă din plin pedeapsa păcatului lui. Și erau pus doi călăi, unul de o parte și unul de alta, ca să-l zdrobească la acest stâlp. Și Iisus a făcut-o cu bună voie pentru mine. Aș dori să ne ducem și să vedem ce povară a apăsat asupra lui Iisus, ce plată era păcatul meu. Și Iisus a luat-o pentru el. După ce le-a dat în mâinile iudeilor ca să-și facă voie, ei l-au dezbrăcat, care este a cincea orgie, de haina lui și l-au îmbrăcat într-o haină stacojie și au pus o culoană de spin pe cap. Acesta era o dezlănțuire a disprețului și a arătării că nu ai nicio șansă de ieșire. Și în capul lui, pe capul lui era pus această cunună formată din crengi de spini ca să-i apese și să le înfipte în capul lui. E, trebuia să fiu eu și tu, dragul meu, acolo. Ca să plătesc această vină acestui păcat. A șaptea vină sau a șaptea urgie sau plagă care au fost dezlănțuită asupra lui Hristos a fost să fie dus, să fie răstignit. Și când i-au pus această cruce în spate, după acele bătăi oribile, spune căci trupul lui a căzut sub povara crucii. Trupul lui era rupt de putere și a căzut sub povara crucii. Și atunci l-au luat pe Simon din Cirena și l-au pus să-i ducă crucea. După ce au ajuns și l-au pus pe cruce, pe acest trup, pe Iisus, l-au pus jos și l-au țântuit la mâini și la picioare, a fost ridicat în priveliștea tuturor, în fața tuturor. Și Iisus mă cheamă să-mi aduc aminte de unde m-a scos și ce a făcut El pentru mine. Și spune când era pus în priveliștea tuturor, a opta urgie care s-a dezlănțuit asupra lui Iisus a fost că toți trecătorii îți băteau joc de el. Îi arătau cu degetul și spuneau, uai, tu care spuneai că ești doctor, vinde-te ca tu cum pe tine, coboară-te de pe cruce, mântuiește-te pe tine și vom crede în tine. Iisus a luat asupra lui, fiind conștient de ceea ce fac,
privind nu că a căzut în leșin și n-a văzut ceea ce fac, nu, a trecut din plin și a băut din plin paharul păcatului meu. A privit la ei și a trăit o nouă urgie care s-a dezlănțuit asupra lui, unde a stricat elui la masa batalii. Despărțirea de Dumnezeu, ne-a spus: Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Ceea ce a plătit Hristos pentru mine, trebuia să plătesc eu. Despărțirea veșnică de Dumnezeu, acea urgie groaznică care s-a dezlănțuit, despărțirea de Dumnezeu. Și el a trecut-o din plin, dragul meu. Și spune să-mi aduc aminte. Deși a suferit el asupra mea, asupra lui, ce a luat el asupra lui. El care nu avea păcat, care în timpul vieții lui n-a fost găsit cu niciun păcat, a luat asupra lui păcatul meu și a fost numit însuși păcat. Și ultima urgie care s-a dezlănțuit asupra lui Iisus, s-a dezlănțuit și asupra egiptenilor. Știți care a fost? Au trebuit să plătească cu întâiul lor născuți. Știți cine a murit pe cruce pentru noi? Singurul Fiul lui Dumnezeu. Și l-a luat pedeapsa asupra lui, cu însuși moartea întâiului născut. Și când spune cuvântul lui Dumnezeu în 27:50, Iisus a strigat iarăși și s-a dat Duhul. O altă evanghelie spune că a strigat: Tată, în mâinile tale îmi încredințez sufletul. Și când s-a dezlănțuit această urgie dumnezeiască asupra lui, și cuvântul lui Dumnezeu spune că când a strigat, el s-a isprăvit. În capitolul 27 cu versetul 51, cuvântul lui Dumnezeu, 51, ne vorbește în felul următor: și îndată perdeaua dinăuntru templului s-a rupt în două, de sus până jos. Pământul s-a cutremurat, stâncele s-au despicat. Aș dori să rămânem doar la acea perdeau care a fost ruptă din Sfânta Sfintelor, care despărțea despărțea cortul lui Dumnezeu de Sfânta Sfintelor. Acea perdea a fost ruptă de sus până jos. Și ispășirea păcatului meu, sau eliberarea de sub păcatul care ne-a păsat, povara păcatului asupra noastră, s-a isprăvit. Dumnezeu ne-a dat intrare slobodă în împărăția lui Dumnezeu, sau în fața lui, în prezența lui. Eliberarea ta și a mea, dragul meu, sau ispășirea păcatului tău și a meu, a fost ispășită acolo, la Golgota. După urgia dezlănțuită a lui Dumnezeu, care a dat chiar pe însuși Fiul Său, cu plătirea a morții întâiului lui născut, a ispășit păcatul meu și păcatul tău. Știți care era porunca dată de Dumnezeu la evrei la fiecare Paște? Ca să-l mănânce mielul cu azime,
cu verdețuri amare, care îl reprezintă pe Hristos. Domnul, mielul fără cusur, care a fost junghiat, să-l prăznuim sau să mâncăm din el, care el reprezintă mielul și îl reprezintă și azima. Și el ne spune să luăm toți din el, ca să avem viață în noi înșine, ca povara păcatului nostru să fie ispășită sau acoperită, sau pasco în grecească să fie acoperită, iertată, sau neluată în seamă sau în vedere de Dumnezeu, să fie mâncată cu verdețuri amare, care este aducerea minte a nelegiuirilor sau a urgiei lui Dumnezeu care apăsa asupra păcatului nostru și prin care trebuia să trec. De aceea Iisus spune să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Ori de câte ori veți bea și veți mânca din trupul și sângele meu. Și ultimul aspect al cinei Domnului este legământul cel nou făcut în însuși sângele Lui, care trebuie pus pe stâlpii sau ușorii inimii noastre sau ușii noastre. Trebuie pus pe stâlpii inimii noastre și pe pragul de sus, ca când se va dezlănțui sau când se dezlănțui urgia lui Dumnezeu, îngerul nimicitor să treacă pe alături. Te întreb, este sângele lui Hristos pe ușorii inimii tale? Este sângele lui Hristos pe ușorii inimii mele? Când urgia lui Dumnezeu se dezlănțuie împotriva celor nelegiuiți, sunt trecut pe alături sau cad sub aceeași osândă? Cuvântul lui Dumnezeu mă cheamă să mă împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, ca de fiecare dată să ung cu sângele lui Hristos ușorii ușii inimii mele, dragul meu. Și dacă nu mă împărtășesc cu trupul și sângele lui Hristos, știți ce se întâmpla cu evreii care la Paște nu ungeau ușorii ușii cu sângele lui Hristos? Știți ce se întâmpla cu cei evrei care nu mâncau mielul cu azime și cu verdețuri amare? Erau nimiciți din popor și scoși afară ca pe ceva rău. Unde mă găsesc eu astăzi? Sub acoperirea sângelui lui Hristos sau în afară? Mă cheamă Dumnezeu să fiu înaintea Lui cu recunoștință. Mă așteaptă să fiu cu căință înaintea Lui și să intru din nou sub această plată pe care a plătit-o El și să fiu acoperit cu sângele Lui, să mă împărtășesc cu trupul Lui ca să am viață. Și urgia lui Dumnezeu, când se va dezlănțui, să vadă sângele lui Hristos pe ușorii inimii tale și a mele, dragul meu, și să treacă pe alături. N-aș dori să ne plecăm înaintea lui Dumnezeu, să ne apropiem de poala crucii, să-i cerem iertare și întrătoleranță, să-i mulțumim de ce a făcut El pentru noi și să luăm parte la ce a făcut El cu noi și să fim sub sângele lui Hristos. Drag popor al Domnului, Dumnezeu mă cheamă și este datoria mea și a ta, dragul meu. Nu vinea nimeni, niciun străin, să-i ungă ușorii ușii celui evreu. El trebuia să o facă singur. Și dacă nu o făcea, intra mânia lui Dumnezeu și trecea la osândă. Osândă înseamnă la pedeapsă veșnică. Eu n-aș dori ca nimeni
care suntem aici și am ascultat cuvântul lui Dumnezeu, să avem parte de o sândă, ci toți avem parte ca Îngerul lui Dumnezeu să vadă sângele lui Hristos pe ușorii inimii tale și a mele, dragul meu, și să treacă pe alături și să iau parte de binecuvântare, de liniște, de pace și de bucuria lui Dumnezeu în viața ta și a mea. Aș dori să venim înaintea lui Dumnezeu și să recunoaștem ce a făcut Dumnezeu pentru noi și să-i mulțumim, dragii mei, cu o inimă mulțumitoare, nu oricum, și să ne apropiem de Dumnezeu cercetându-ne și slăvind numele Lui. Domnul să fie binecuvântat pentru ce a făcut pentru noi. Amin. Slăvit să fie Domnul! Nu-i de glumit cu viața? Trebuie să trăim ca creștini. N-ai încotro, nu te îndrepți, nu mă îndrepți, mă așteaptă o sândă. Îs pocăit, îs cu minte, mă așteaptă viața veșnică. În continuare, corul bisericii laudă pe Domnul cu o cântare, apoi Emanuel, dacă nu dau greș, va lauda pe Domnul cu o cântare, corul bărbătesc și ne vom apropia să stăm la masa Domnului.
flori așternute, calai doar pietre și spini. Dar te rugă, Doamne Sfinte, ocrotitor să ne fii. Dar te rugă, Doamne Sfinte, ocrotitor să ne fii. Fără ele voi tăgea, fără Hristos nu voi putea. Fără El viața e amare. Fără El voi cădea, fără Hristos nu voi putea. Fără El viața e amare. Diavolul nu dormitează, caută amăr îngrozit, dar eu nu-i promisiunea, eu nu te voi părăsi. Dar eu nu-i promisiunea, eu nu te voi părăsi. Fără El ne voi cădea, fără Hristos nu voi putea. Fără El viața e amare. Fără El ne voi cădea, fără Hristos nu voi putea. Fără El viața e amare. Crede și nădăjduiește, doar către tine privind. Dar El a trecut înainte, pentru tine a suferit. Dar El a trecut înainte, pentru tine a suferit. Fără El ne voi cădea, fără Hristos nu voi putea. Fără adesea tu n-ai puteri, dar El ne-a numit prieteni. Ne ocrotește mereu, dar El ne-a numit prieteni. Ne ocrotește mereu. Fără El ne voi cădea, fără Hristos nu voi putea. Fără El. Yeah.
Slăvit să fie Domnul! Și cântările, și predica, și poezia, și copiii care au cântat ne-au vorbit în felul următor: fără tine nu pot, numai cu tine. Am citit aceste frumoase cuvinte, pilda sămăriteanului. Aici cuvântul arată în felul următor că un învățător al legii s-a apropiat de Domnul Iisus să-L ispitească. A vrut să știe și el o problemă, să vadă, este el Fiul lui Dumnezeu sau nu, a vrut să-L încerce. Și Domnul Iisus îi răspunde: ce este scris în lege, cum citești tu în ea? Și el răspunde foarte frumos, el a spus, citea legea și o cunoștea. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea și cu tot cugetul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuși. E un lucru de mare importanță, a răspuns fariseul, învățătorul legii. După ce a răspuns aceste cuvinte, spune Domnul Iisus, bine ai răspuns, foarte bine, n-ai dat greș deloc, fă și tu așa și vei avea viață veșnică. Și el îi spune și care, dar el, care voia să se îndreptățească, a zis, cine este aproapele meu? Cine este aproapele meu? Domnul Iisus aici vorbește despre un om care se coborea din orașul păcii, din cetatea păcii, acolo unde era bucurie și pace, spre Ierihon. Dacă vă aduceți aminte, Ierihonul a fost cândva blestemat. Vă aduceți aminte cine l-a blestemat? Iosua. Iosua l-a blestemat și lucrul acesta noi îl găsim scris în Iosua 6:26. Ați dori să se pui acest verset pe scrin, să-l citim împreună. Iosua 6:26. Dacă se poate să fie pus pe scrin. Iosua 6:26. Atunci Iosua a jurat și a zis, blestemat să fie înaintea Domnului omul care se va scula să zidească din nou cetatea aceasta a Ierihonului, cu prețul întâiului său născut îl va pune temelia și cu prețul celui mai tânăr al fiului lui va așeza porțele. Cuvântul acesta de blestem care a fost aruncat de omul lui Dumnezeu, de Iosua, peste Ierihon, a fost valabil. După o etate de mai mulți ani, în Împărați este scris un lucru, 1 Împărați 16:34. Vă rog, puneți pe scrin, 1 Împărați 16:34. Și veți vedea că s-a ridicat un împărat pe urmă. Pe vremea lui Hiel, din Betel, a zidit iarăși Ierihonul, i-a pus temeliile și cu prețul lui Abiram, întâiul lui născut, și a pus porțele cu prețul lui Segut, cel mai tânăr fiu al lui, după cuvântul pe care îl spuse Domnul prin Iosua, fiul lui Nun. Mă miră un lucru, deși omul din cetatea păcii, a binecuvântării, se ducea la Ierihon. De ce? Ce căuta omul acela acolo? De ce noi nu rămânem sub acoperirea cuvântului lui Dumnezeu, sub întinderea binecuvântării, dar ne coborâm de mult în cetatea Ierihonului, a blastămului? Au zis că omul acesta când s-a coborât, spune că l-au prins tâlharii, acolo sunt tâlharii. Dacă ești de sub ocrotirea Domnului, te prind tâlharii. Spune că l-au dezbrăcat, l-au bătut zdravân, i-au luat ce avea el și după ce au făcut lucrul acesta, l-au lăsat ca mort în drum. Nici o atenție. Credeți că diavolul îi pare milă de tine, de rău? Îi pare rău de tine și vrea să te întorci înapoi? Nu. Diavolul caută să te omoare și să-ți piardă sufletul și viața. De ce să te cobori tu acolo? Să stai în fără de lege. Vă îndemn pe toți, rămâneți sub ocrotirea și acolo unde este mâna Domnului întinsă de binecuvântare.
Nu vă coborâți, tinerilor, Duhul Sfânt vorbește de atâtea ori, rugați-vă pentru tineri că ies la exituri și se duc în tufișuri. Și nu numai atât, dar și oamenii în vârstă ies la exit, se duc în tufișuri și stau camuflați acolo. Stau camuflați, așa Duhul Domnului a descoperit. Vine vremea și Domnul a arătat că va veni îngerul cu sabia lui și îi va scoate la iveală. Domnul va face lucrul acesta. Dar din întâmplare, spune cuvântul Domnului mai departe, a trecut și un preot și un levit, le era drumul pe acolo și lor, prin Ierihon. Dar a trecut un samaritean care era în călătorie. Samariteanul acesta, spune cuvântul Domnului, că i s-a făcut milă de ei. Aș dori să pui pe scrin să citim toți împreună, din Luca 10, versetul 33-34, aceste două versete. Dar un samaritean care era în călătorie a venit în locul unde era el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el. Știți cine era samariteanul acesta? Era Domnul Iisus. S-a apropiat de el, i-a legat rănile și a turnat peste el un de lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Slăvit să fie Domnul! Acest samaritean a trecut cândva și pe lângă mine. M-a găsit univa acolo, în blaștină, murdar, în lucruri murdare și m-a legat. Auzi și avea acest samaritan un lucru de mare importanță. Spune că avea cu el un de lemn, avea bandaj de pansat și avea vin. L-a pansat, a turnat un de lemn și vin peste răni ca să se vindece și l-a dus în hanul de poposire. Și Domnul Iisus îl întreabă în continuare, versetul 36 și 37 să se pui pe scrin, să citim împreună. Care dintre acești trei ți se pare că a dat dovadă că este aproapele celui ce a căzuse între tălhari? Versetul următor. Cel ce și-a făcut milă cu el, a răspuns învățătorul legii, du-te și fă și tu la fel, i-a zis Iisus. Aș dori ca bunul Dumnezeu să binecuvinteze inimile noastre fiecărui, să avem o inimă bună. Acest fariseu sau învățător al legii avea o inimă ochi pentru ochi, minte, sânge pentru sânge, dinte pentru dinte, toate lucrurile avea el bine la dispoziție. Și Domnul îi schimbă părerea și îi spune, du-te și fă și tu la fel. Acum vă întreb, dacă cineva a căzut într-un păcat, noi, cei ce suntem, trebuie să-l omorâm? Hai să rămânem împreună, să răspundem, da ori nu? Să-l omorâm? Să-l aruncăm cu pietre, să-l scotem afară, vă întreb să aud și eu, da sau nu? Să avem milă să-l ridicăm, să-l punem pe picioare și să-l aducem în hanul de poposire. Aș dori să mergem de aici acasă cu o inimă bună, nu? De fiecare, de fiecare, de tânăr și în vârstă, Domnul să aibă milă. Doamne ajută-ne să fim și noi niște samariteni miloși. Să ne pară rău de cel alături care a fost lângă noi, să ne pară rău de cel lovit în drum, de cel care este gol sau poate aproape și mort. Domnul spune că o trestie care este frântă nu o va rupe și un fitil care fumigă, nu mai fumigă, doar un fum se arată, spune nu-l va stinge, dar îl va aprinde. Aș dori ca bunul Dumnezeu să ne ajute și pe noi. Poate mi-am pus și eu întrebarea asta, eu m-am prins și pe mine aici, întrebarea aceasta, că de multe ori am judecat. Așa i-a trebuit destuia. Așa le-a trebuit. Și am dat greșe aici. Vreau să spun, trebuie să-ți pară rău de cel de lângă tine. Trebuie să-ți pară rău. Trebuie să-l prețuiești că a fost cândva răscumpărat de Domnul. Dar acum
s-a coborât spre Erihon. Și Domnul spune că l-a dus în hanul de poposirii, care este biserica. Știți că aici este un spital. Unii noi ne vindicăm. Dacă ai o gură rea, o gură care vorbește rău, poți să mergi de aici cu o gură binecuvântată, care binecuvintezi pe Domnul și mai mult nu vorbești rău. Dacă ai un picior care te duce la lucrurile rele, poți să mergi cu picioarele tale bune și să mergi spre lucruri bune. Dacă ai mâini, ochi, urechi care ascultă, vorbesc, nu fac, privesc unde nu trebuie, poți să mergi vindecat de aici. Aici este spital unde te poți vindeca, dar nu știm până când va fi pentru mine și pentru tine. Suntem la masa Domnului. Aș dori să ne ridicăm pe picioarele noastre, să rugăm pe Domnul Dumnezeu mai întâi să ne ierte. În timpul acesta rog ca frații lucrători să se coboare acolo, vor fi la masă. Aș vrea mai întâi să ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ierte. Vă întreb, este de trebuință să cerem iertarea Domnului peste noi? Rog ca și fratele Ruben să treacă aici împreună cu noi. După ce ne vom ruga Domnului pentru ca Domnul să ne ierte, fratele Mike cu fratele Ruben vor șeni binecuvântarea asupra pâinii și asupra mustului divin, iar noi vom susține rugăciunea lor cu da și amin. Ne rugăm Domnului ca Domnul să ne ierte. Stăpâne, Doamne! Stăpâne, Doamne, al cerului și al pământului, Tu care ai creat pe om, Stăpâne, Doamne, ne simțim vinovați în fața Ta. Am căzut de multe ori la examen, n-am răbdat. Poate am îmbrâncit pe cineva, Doamne. Dar acum venim la Tine, Cel ce ai putere iertării. Și Te rog să ne ierți pentru lucrul acesta. Dă-ne voie ca să mai stăm încă o dată cu Tine la masă, Doamne. Se poate pentru unii să fie ultima dată. Doamne, ajută-ne cu sfințenie, cu strictețe, să ne apropiem, să ne plecăm ființa noastră umană și să zicem, Doamne, datorită Ție suntem ce suntem. Te rog, iartă-ne, Doamne, iartă-ne pe fiecare în parte. Amin. Frații se roagă. Iisuse scump, îți mulțumesc, Stăpâne Ceresc, că Te-ai făcut Paștele nostru. Aleluia. Tu ești mielul care ai luat asupra Ta povara întregii omeniri, îți mulțumesc. Da, Tată, îți mulțumim, Tată. Tu ești pâinea vieții, Tată, care ne dai viață nouă. Ne-ai liberat, Tată, și ne-ai scos sub puterea păcatului, îți mulțumesc. Aleluia. Și ne-ai strămutat în împărăția Fiului dragostei Tale, Tată, îți mulțumesc din inimă. Îți mulțumim, Tată, în numele Lui Iisus. Dorim să ne împărtășim cu trupul Tău, Tată, te rog să binecuvintezi această pâine, ca luând din ea să luăm din Tine, Hristos, și să avem parte cu Tine. Te rog, binecuvintează sufletele noastre să putem ne împărtăși cu Tine. Eu îți mulțumesc pentru lucrarea măreață care ai făcut-o. Tată, îți mulțumesc pentru lucrarea care lucrezi în mijlocul nostru. Ajută-ne, Stăpâne Ceresc, să ne putem împărtăși cu Tine. Hristos, ca Îngerul care va veni a morții, să treacă pe alături, Hristos, și sângele Tău să fie pe capetele noastre, Mântuitorule drag. Îți mulțumesc, binecuvintează pe fiecare care se va împărtăși din trupul Tău și te rog, ajută-ne, Hristos, ca luând din pâinea aceasta să luăm din Tine, Hristos, și să lăudăm numele Tău, fii slăvit și binecuvântat în veci. Amin. Amin.
mulțumim, Domnul nostru, pentru legământul cel nou pe care l-ai încheiat cu poporul tău. Mulțumim că ne-ai chemat și ne-ai făcut parte și nouă de împărăția ta. Slavă numelui tău! Îți mulțumim pentru sângele cu care ai pecetluit acest legământ nou, slavă ție. Prin care avem iertare și răscumpărarea păcatelor, mărit să fie numele tău. Glorie ție în veci, aleluia! Înalți înaintea ta vasul cu rodul viței și te chemăm și te rugăm, sfințește, Doamne! Te rugăm! El pentru noi va fi în continuare sângele tău cu care vrem să ne împărtășim în ziua aceasta. Aleluia. Și te rog să binecuvintezi orice suflet, Doamne, te rugăm, care se va apropia, care va, se va atinge, care va lua din sângele tău, Doamne, ca să simtă din nou acea împrospătare, aleluia, pentru viață, amin, acea putere de a trăi prin credință, amin, acea putere de a rămâne biruitor asupra ispitelor și aleluia, de a duce până la capăt, aleluia, cu frică și credincioșie acest legământ. Îți mulțumim pentru binecuvântarea ta. Amin. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis, luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cine a luat paharul și a zis, acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Amin. Crucea de la Golgota, Doamne, vin să-mi genunchez cu viața mea. Sunt obosit de-a meu păcat, sufletul mi-e durerat, ajută-mă. Acest pământ, nu fi tristă inima, nu dispera. Stai lângă cruce, nu uita, Iisus te va mângâia. Dă-mi
Dumnezeu, priveam cu
prin ajutorul Domnului am putut sta la masă, ne-a binecuvântat Domnul cu sănătate, slăvit să fie Domnul. Vreau să vă întreb, poate cineva are trebuință să meargă acasă, cineva la ei cu cina, sau dacă cineva a mai rămas, este posibil să ieie, Domnul să ne binecuvinteze. Vă mulțumim Domnului, după ce vom pune anunțurile acolo, vă rog să puneți anunțurile. Luni tinerii se adună din nou aici, marți avem zi de post și de la 12 la 3 rugăciune, marți seară stăruință după Duhul Sfânt, miercuri servici divin de la orele 7, corul bărbătesc și joi, vineri repetiții de cor, de seară tinerii vor avea ei programul lor. La orele 5 tinerii trebuie să vie aici, fratele Alexandru va fi în predica principală cu ei acolo. Da, Domnul să-i binecuvinteze. După ce mulțumim Domnului, surorile rămân pe loc să mai vorbim pentru duminica viitoare, fiindcă totul e pe umerii noștri, ca să primim oaspeții, să fie totul bine și plăcut. Ne ridicăm pe picioarele noastre. Și aș dori ca prin fratele Ion Raducanu să mulțumim Domnului pentru ziua de astăzi. Fie Domnul lăudat! Tată din ceruri, venim nou înaintea Ta și îți mulțumim pentru această zi binecuvântată de Tine. Îți mulțumim pentru tot ce ai făcut în această zi. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău. Îți mulțumim pentru îndemnurile Tale, Doamne. Îți mulțumim pentru masa care am stat împreună cu Tine, pentru jertfa minunată, slăvit să-ți fie numele Tău. Te rugăm, Doamne, dă-ne putere ca mai departe să putem merge înainte, Doamne, să putem, Doamne, să ajungem acolo la ținta care este înaintea noastră, Doamne. Binecuvântă și mai departe această săptămână, ajută-ne ca acest legământ să-l purtăm totdeauna în mintea noastră, în viața noastră, și să putem, Doamne, să-ți mulțumim. Binecuvântă și despărțirea noastră din locul acesta, ajută-ne pe fiecare în parte, ca tot ce am auzit în această zi să punem în practică.